Pune faptul că el, inconștient, era deja un creștin, fapt care scăpa totuși înțelegerii sale conștiente. Fanteziile pasive provin de bună seamă, întotdeauna dintr-un proces inconștient, aflat în contradicție cu conștientul, proces care acumulează cam tot atâta energie cât are atitudinea conștientă, căpătând astfel puterea de a înfrânge rezistența acesteia. Fanteziile active, în schimb, nu își datorează existența în mod unilateral numai unui proces inconștient intens, aflat în opoziție, ci, deopotrivă, tendinței atitudinii conștiente de a recepționa fragmentele relativ neaccentuate sau abia sugerate ale unor corelații inconștiente și de a le da formă prin asocierea unor elemente paralele, aducându-le la o deplină perceptibilitate. În cazul fanteziilor active, nu este vorba așadar neapărat de o stare psihică disociată, ci mai degrabă de o participare pozitivă a conștientului. În timp ce forma pasivă de fantazare poartă nu arareori pecetea maladivului sau cel puțin a anormalului, forma sa activă ține adesea de cele mai elevate activități spirituale umane, deoarece activitatea aceasta apare la confluența personalității conștiente și a celei inconștiente a subiectului, dând un produs comun al lor, care are totodată rolul de a le reuni. O fantezie astfel produsă poate fi cea mai elevată expresie a unității unei individualități și poate chiar genera această individualitate tocmai prin expresia perfectă a unității sale. Vezi și conceptul lui Schiller de acord estetic. Fantazarea pasivă nu este, de bună seamă, niciodată expresia unei individualități ajunse la unitate, căci, după cum am spus, presupune o accentuată disociere, care la rândul ei nu se poate întemeia decât pe o la fel de accentuată contradicție între inconștient și conștient. De aceea, fanteziile ce îi rup în conștient, într-o asemenea stare, nu vor putea fi, desigur, niciodată expresia perfectă a unei individualități unitare, ci vor reprezenta, în principal, poziția personalității inconștiente. Viața lui Pavel e un bun exemplu pentru cele spuse. Convertirea sa la credința creștină a echivalat cu o acceptare a poziției anteriori inconștiente. Și totodată cu refularea poziției conștiente anticreștine de până atunci, poziție ce s-a manifestat apoi în crizele sale de isterie. Fanteziile pasive au nevoie, deci, întotdeauna, de o critică venită din partea conștientului, pentru ca ele să nu impună unilateral punctul de vedere al opoziției inconștiente. Din contră, fanteziile active fiind, pe de o parte, produse ale unei atitudini inconștiente ce nu se opune inconștientului, și, pe de altă parte, produse ale unor procese inconștiente care nu vin să contrazică, ci doar să compenseze conștientul, nu au nevoie de această critică, ci pur și simplu de înțelegere. Ca în cazul viselor, care nu sunt nimic altceva decât fantezii pasive, și în cazul fanteziilor trebuie să deosebim un sens manifest și un sens latent. Primul sens rezultă dintr-o contemplare nemijlocită a imaginii provenite din fantazare, din ceea ce spune nemijlocit complexul de reprezentări fantastice. Adesea, sensul manifest nu prea merită numele de sens, deși în cazul fantazării este întotdeauna cu mult mai dezvoltat decât în vis. Ceea ce se datorează, probabil, faptului că, de regulă, fanteziile din vis nu au nevoie de prea multă energie spre a se putea contrapune rezistenței slabe a conștientului aflat în stare de somn, putând ajunge astfel la limita perceptibilității chiar tendințe ce nu sunt într-o poziție accentuată, ci vin doar să producă ușoare compensări. Fanteziile în stare de veghe. Trebuie însă neapărat să dispună de o energie considerabilă pentru a învinge inhibiția provenită de la atitudinea conștientă. De aceea, opoziția inconștientă trebuie să fie deja de mare importanță pentru a putea ajunge în conștient. Dacă ar consta numai din sugestii vagi și greu inteligibile, nu ar fi niciodată în stare să atragă atenția libidoul conștient, în așa măsură încât să poată rupe coerența conținuturilor conștient Conținutul inconștient are deci nevoie de o foarte accentuată coerență interioară care se exteriorizează tocmai într-un sens manifest evident. Sensul manifest are întotdeauna caracterul unui proces concret, clar perceptibil, care, din pricina irealității sale obiective, nu poate satisface cerințele de inteligibilitate ale conștientului. De aceea, se va trece la căutarea unei alte semnificații a fanteziilor, la căutarea unei interpretări a lor, adică a unui sens latent. Chiar dacă existența unui sens latent al fanteziei nu este de la bun început certă, chiar dacă nimic nu ne oprește să contestăm posibilitatea existenței unui sens latent, Totuși, nevoia unei înțelegeri mulțumitoare constituie o motivație suficient de puternică pentru căutarea unor sensuri mai profunde. Această căutare a sensului latent poate fi, în primă instanță, de ordin pur cauzal, punându-se problema cauzelor psihologice ce au dat naștere fanteziilor. Acest mod de a pune problema. Duce pe de o parte la motivele aflate mai în profunzime, ce au declanșat fantezia și pe de altă parte la stabilirea forțelor instinctuale ce pot fi făcute răspunzătoare energetic pentru generarea ei. După cum se știe, Freud a lucrat deosebit de mult în această direcție. Acest mod de interpretare l-am numit reductiv justificarea unei concepții reductive este fără doar și poate evidentă și, deopotrivă, este mai mult decât acceptabil că, pentru un anumit temperament, acest mod de interpretare a faptelor psihologice are ceva satisfăcător în sine, astfel că nu se va mai ridica nicio pretenție pentru vreun alt mod de înțelegere. Dacă cineva a strigat după ajutor, faptul acesta este în suficientă măsură și pe deplin satisfăcător explicat dacă se descoperă că respectivul se afla în acel moment în pericol de moarte. Dacă cineva visează o masă întinsă și se descoperă că era foame când s-a dus la culcare, visul lui este mulțumitor explicat. Dacă cineva care își refulează sexualitatea, un sfânt medieval de pildă, are fantezii sexuale, faptul acesta se explică suficient de bine prin reducție la sexualitatea refulată. Și totuși, dacă am vrea să explicăm viziunea lui Petru, reducându-o la faptul că ar fi suferit de foame și de aceea ar fi căpătat din inconștient somația de a mânca animale necurate sau la faptul că a mânca animale necurate ar însemna până la urmă doar a-ți împlini o dorință interzisă, o asemenea explicație nu ar avea nimic prea mulțumitor în sine. Deopotrivă, nu a satisface așteptările noastre să reducem viziunea lui Saul, de pildă, la invidia sa refulată, provocată de rolul pe care îl juca Hristos față de conaționalii săi, invidie în virtutea căreia el s-ar fi identificat cu Hristos. Ambele explicații conțin, poate, un oarecare adevăr în ele, dar nu au, totuși, nicio legătură cu psihologia istoric condiționată a lui Petru sau a lui Pavel. Această explicație este prea simplă și prea ieftină. Istoria universală nu poate fi tratată ca o problemă a psihologiei sau a unei cronici de scandal personale. Acest punct de vedere ar fi prea mărginit. Suntem nevoiți așadar să lărgim considerabil concepția asupra sensului latent al fanteziilor. În primul rând, în ce privește cauzalitatea lor. Psihologia individului nu poate fi explicată exhaustiv prin el însuși, ci trebuie să ne lămurim pe deplin dacă și în ce fel este condiționată această psihologie de situația istorică. Ea nu este doar o problemă fiziologică, biologică sau personală, ci și o problemă a epocii istorice. Și apoi, niciodată o stare de fapt psihologică nu va putea fi explicată exhaustiv numai prin cauzalitățile sale. Ca fenomen al vieții, ea este întotdeauna indisolubil înlănțuită în continuitatea procesului vieții, astfel încât, deși este mereu, pe de o parte, ceva ce trece, pe de altă parte, însă este întotdeauna ceva ce devine, ceva ce se creează.